Să deschide Sfânta Carte, Biblia, dar Cartea 2, Împărați, capitolul 5, pagina Biblie 393, respectiv 394. O să citesc un cuvânt din care am mai predicat, dar voi avea o altă abordare, analizând un alt personaj potrivit cu evenimentul pe care românii noștri, astăzi, îl serbează, și anume ei numesc ziua de astăzi, Ziua Copilului, în sensul în care cu predilecție, o atenție specială se oferă generației tinere, mai cu seamă copiilor, înțelegând că orice copil este un dar al lui Dumnezeu. Și când în lumea noastră mai apare un copil, e o cântare care spune că un copil e un dar de sus. Și dacă se mai naște și si sănătos, e încă o provocare să ne manifestăm mulțumirea și recunoștința față de Dumnezeul care ne poartă cu carul său de biruință slăvi să fie numele Lui în veci. Doi împărați, capitolul 5, de la 1 la 14, dumneavoastră sunteți obișnuiți să ascultați predici despre Naaman. În seara asta, textul Biblic ne va surprinde cu un personaj care pare că trece cu vederea de foarte multe ori, dar din care vom avea foarte multe lucruri de învățat în seara asta. De aceea vom privi la un copil, la o fetiță, și cred că fetița aceasta răspunde la o întrebare și anume, cum poți avea o influență pozitivă în generația ta? Și fiți atenți! Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază că și prin el izbăvise domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestelui Naaman și ea, adică fetița, a zis stăpânei sale, O, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel, a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel a plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicle de aur și 10 haine de schimb. Cineva a încercat să convertească suma, suma aceasta de bani în termeni contemporani și a rezultat undeva la 500.000 de, de euro. A dus împăratul lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu la Aman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel și a rupt hainele și i-a zis: Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez? De îmi spune să vindec pe un om de lepra lui, să știți, dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omului Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sușiat hainele, a trimis să spună împăratului: Pentru ce ți-ai sușiat hainele? lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldete de șapte ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va învățeșa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaj și s-a curățat. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați în locurile. Spuneam cumva anticipativ în seara asta faptul că de regulă se predică despre Naaman. Am predicat și eu din textul ăsta de cel puțin 10 ori din perspectiva lui Naaman. Însă în seara asta aș vrea să privim la un personaj care trece pe neobservate aproape pentru foarte mulți dintre predicatori sau cei care se îndelenicesc cu studierea Scripturii, și așa cum spuneam, de fapt este vorba despre fetița aceasta din casa lui Naaman. Despre ce este vorba? Fetița aceasta probabil la o vârstă de 11, 12, 13 anișori, într-un război care s-a desfășurat între Siria și Israel, a fost luată în calitate de roabă, sclavă, pentru că sirienii au fost mult mai puternici în războiul acesta decât evreii, și au luat-o propriu zis cu japca pe această fetiță de la sânul părinților. Moment în care trebuie să ținem cont că o fată la 12-13 ani în cultura evrească se gândea la măritiș. Deja părinții începeau să strângă zestre de nuntă și când ea se gândea cum o să-i fie mai bine la nuntă, s-a întâmplat că acest om, general de armată, Naaman, Sub conducerea împăratului Siriei, a venit, au luat-o cu jac, a pe fetiță și pe multe altele. Nu știu ce l-a determinat pe Naaman să o păstreze în casa lui, în Siria, pe această fată, dar oricum a pus-o să facă muncă de șmotru. Să curățească palatul, să șteargă praful, de dimineață până seara numai să muncească, să alerge, să ostenească, departe de familie, departe de țară departe de părinți, departe de, de frați sau surori dacă ai avut, departe de toți aceștia, departe de cultura evrească religioasă, cu Iacve, cu Dumnezeu, cu obiceiurile sfinte, cu sistemul legislativ evresc, conduita, principiile, etica judeo creștină Toate acestea, dragii mei, care până la un timp au ajutat-o, din momentul ăsta, când este luată cu japca de către Naaman, ea devine străină apăr apărând într-un context cu totul străin. Și acum ea trebuia să învețe o limbă străină, o cultură nouă, într-un mediu nou în care străinul e străin, fără să te plătească doar că te ținea în casă, te punea să faci muncă de sclav de dimineața până seara. Imaginați-vă că dintr-o viitorul ei s-a spulberat, speranțele așteptările ei. Ce își dorește un copil la vârsta de 12-13 ani? Nu știu, probabil că zilele acestea ți-a întrebat pe copiii dumneavoastră, văd ce vă doriți. Și unul a vrut o bicicletă, altul a vrut un iPhone 14, îl cerea și pe 15, dar nu cred că a apărut. Și nu știu ce dorințe a avut fiecare dintre ei. Dar, sincer, dacă aș fi întrebat-o pe fetița asta, ce îți dorești tu de 1 iunie, cu siguranță un singur lucru ce ar fi dorit. Să o am pe mami și să-l am pe tati în casă cu mine. Că sunt în Siria sau în Israel, nu mai contează, dar să fiu alături de părinții mei. După ce 12 ani am stat în casă cu ei, acum dintr-o dată să mă trezesc singură, puznică, între niște străini, nu-i puțin lucru. Și vreau în această seară să observăm că fetița aceasta, deși viața i-a oferit greul, suferința, durerea, drama, într-un context de război, de conflict militar, a fi putut să se resemneze și să spună: asta e viața, unii. La vârsta asta, n-au atâta maturitate să gestioneze sentimentele, trăirile interioare, lumea interioară și ar fi putut să clacheze psihic, să intre în depresie. Doamne ferește, să ajungă și mai rău decât la atât. Dar cu toate acestea, atâta influență a avut fetița asta, încât atunci când a auzit că, a auzit că generalul ei, Naaman, este bolnav de lepră, i-a zis să știi, Naamane, domnul meu, că în țara din care tu m luat, este un om al lui Dumnezeu care atunci când se roagă, Dumnezeu face miracole. Și ce mare lucru este să știi că într-o biserică, într-un oraș, te duci cu o problemă și Dumnezeu ascultă rugăciunea omului lui Dumnezeu. Bă, păi să știi și să ai încredere, mă, ăla e omul lui Dumnezeu. Dacă mă duc la el, pot să mă destoini, pot să-mi vărs inima, pot să-mi spun cazul, pot să-mi spun durerea, fiindcă îi știu că nu mă va judeca, nu mă va arăta cu degetul, ci din potrivă, se va ruga pentru mine. Și e mare har să știi că cineva te mai susține în rugăciune într-o vreme ca aceasta, în care luptele sunt din ce în mai mari, în străinarea este la tot pasul, răutatea omului a devenit uh, într-un într nivel extrem, extrem de alarmant. Și atunci, mă rog și eu să mai fie Elisei printre noi. Oameni care să rămână la îndemâna lui Dumnezeu, călăuziți de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și uitați-vă, dragii mei, că atâta influență a avut fata asta încât un general de armată a ascultat de recomandarea unei fetiți. Și a zis, cum ai spus, în țara lui Israel, adică țara de care eu am făcut mișto, țara pe care eu am prigonit-o, țara pe care am călcat-o în picioare și mi-am bătut joc de țări, de familii, de valori, de cultura lor, de, absolut, de Dumnezeul lor, eu să mă întorc înapoi la țara aceea pe care am bajocolit-o, da. Pentru că mereu Dumnezeu ne va da o lecție locul în care ai lovit, locul suferinței, locul în care ai tradat, locul abandonului, locul în care ai generat rana, va fi și locul de care depinde izbăvirea ta. De multe ori am stat de vorbă cu oameni și spuneau, bă, făceam mișto de pocăiți, de creștin, de Dumnezeu, de Biblie de suflet și viața Dumnezeu a avut răbdare cu mine. Până la un moment în care a trebuit să trec și să văd vala umbrei morții, Su ce mai amenințător termen și în momentul acela izbăvirea n-am primit-o la oamenii de știință, la medici, la savanți, la prieteni, la relații, la rude și m-am dus exact la pocăițuia de care am făcut niște. Pentru că Dumnezeu are, dacă vreți, și un fel de simț al umorului. Și uneori, vreau să știți lucrul ăsta, uneori, când Dumnezeu îngăduie anumite boli sau drame în viața noastră, le îngăduie de așa manieră încât oricine s-a rugat pentru noi, Poate să se unească tot Consiliul Bisericesc al cultului creștin pentru baptist, ortodox sau cine vreți dumneavoastră. Poate să roage toți pastorii din lume. Eu am fost martorul unei prorocii cu ani în urmă când Duhul Sfânt a vorbit pentru o persoană și a zis așa. Eu, Domnul, îți spun să te duci să te împaci cu persoana respectivă pentru că vei alerga la toți oamenii și oricine îți va face ungerea cu un de lemn, nu va veni vindecarea. Fiindcă vindecarea va depinde de locul în care ai produs rană. Exact așa se întâmplă cu Naaman. Dumnezeu îi spune Naaman, în locul în care ai necinstit, ai călcat în picioare, ai rănit, ai făcut război. De acolo îți va veni și izbăvirea ta, cu o singură condiție, să te zdrobești, să te smerești. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. De ce nu se vindecă unii? Păi de ce credeți că Naaman nu s-ar fi vindecat dacă nu se vindeca? că nu se ducea în țara lui Israel. Că e greu să te duci din nou în țara lui Israel, știi? Eu v-am călcat în picioare, v-am vorbit de rău, v-am bârfit pe la colțuri, v-am arătat cu degetul, am mai și exagerat unele lucruri animați de un spirit rău, poate tendențios. Și atunci ce fac? O rămâi cu boala, ori te zdrobești, te smerești și capeți vindecarea. Naman era general și a reușit să accepte lucrul ăsta și a fost vindecat. Dumnezeu o să mai vindece și în seara asta. Și acum, dragii mei, haideți să ne uităm la fetița aceasta și să răspundem punctual la această întrebare cum poți avea o influență pozitivă în generația ta. Și trei răspunsuri foarte clare în această seară din textul ăsta. Vedeți, trebuie într-o lume în care se caute influență. Fiecare dintre noi, chiar cel mai introvertit om din sala asta, poate influența cel puțin 10.000 de oameni într-o viață. Asta spun cercetătorii. Adică dumneata care nu prea socializezi, stai închis, introvertit, dumneata într-o viață tot vei influența vreo 10.000 de oameni. De la modul cum zâmbești, de la modul cum uh, dai sărut mâna, salut sau un cuvânt de întâmpinare vecinului tău, în trafic influențezi, de la modul cum conduci, cum vorbești cu vânzătorul, cu împărătorul, cu toți cei cu care intri în contact, și atât dragii mei, că într-un fel sau altul mai mult sau mai puțin, noi influențăm în viața aceasta. însă dacă tot influențăm, bine ar fi să ne ajute Dumnezeu să influențăm în bine. Spunea Lev Tolstoi că toată lumea visează, toți oamenii visează și oricine visează să schimbe toată lumea asta. Să visăm, visăm să schimbăm România, visăm să schimbăm Europa, visăm să schimbăm lumea. Numai că nimeni nu vrea să se schimbe pe sine, zicea. Și schimbarea în bine mereu începe cu cu tine și cu mine. De aceea, dragii mei, plecăm de la această fundație, de la această premisă, că noi nu putem schimba toată lumea, dar în locul în care Dumnezeu ne-a pus, putem fi o influență pozitivă, putem fi o mireasmă de la viață către viață, putem fi o lumină și putem arăta că lumea poate fi și altfel. Cum mi-a spus mie odată cineva, băi, am știut că românii sunt așa. Și dintr-o dată când a intrat în contact cu un alt român, într-o țară din Europa, au zis, mi-am schimbat total părerea despre români. Fiindcă am crezut că rămâniți doar așa. Și dintr-o dată i s-a schimbat părerea. Pentru că în colțul în care stai, pe scara ta de bloc, pe strada în care locuiești, la locul dumneata de muncă, la facultate, la liceu, poți aduce o influență pozitivă. Nu pot merge la clasa 10-a. Dar la clasa 10 a poți merge tu și la liceu să poți fi o lumină și să vadă toți tinerii ăștia care s-au născut în, în era TikTok-ului că poți gândi și normal, că poți gândi și altfel, că poți să te raportezi și altfel la viață, că ai altfel de principii. Și îmi doresc din toată inima ca de 1 iunie, de această zi în care cu predilecție se vorbește despre copii, să ajute Dumnezeu copiii noștri să fie o influență bună. Pentru că ei pot, dragii mei, să schimbe caractere, să schimbe destine, să schimbe vieți, prin felul de a fi, prin gândirea lor. Mi-aduc aminte când eram în facultate, mi-a spus o dată cineva, nu credeam că mai sunt oameni care să gândească în felul ăsta. De ce? Pentru că în momentul în care am intrat în contact cu ei, vorbeam în termenii abstinenței, în termenii sfințeniei, în termenii înțelepciunii, în termenii unei relații cu Dumnezeu, în termenii uh, unui accent pe care trebuie să l pui pe suflet că e veșnic și bă, am crezut că numai eu sunt ciudat și era ortodox. Dar am stat vreo 3-4 ore de vorbă cu omul ăla și atât de impresionat a rămas că mai sunt și oameni care pot gândi în termenii Bibliei și ai Sfinte Scripturi într-o cultură conservatoare, creștin conservatoare. De aceea, dragii mei, vă chem în această zi să căutăm să fim o lumină și o influență pozitivă în generația în care Dumnezeu ne-a pus. Vă aduceți aminte și spunea Ieremia, priveșteți urma pașilor în vale și vezi, și vezi ce ai făcut. Știți celebra poveste în care uh, un tată era un timp de zăpadă, poate în felul ăsta funcționează autosugestia pentru un le cal. Imaginați-vă zăpadă, frig, minus 15 grade. Și taică sus a dus, era zăpadă destul de mare, să cumpere ceva de la magazin. Și nu se putea să se iza fiindcă zăpada era destul de mare, 50-60 cm. Și prâncul să de numai 5-6 ani și-l fuge după taicăs. La care el zice, du-te acasă, nu tate, vin după tine, nu. Dacă vin după mine, zice, ai grijă pe unde calci, fiindcă e zăpadă și poți cădea într-o groapă. La care zice, tate, ai tu grijă pe ce uh, urme mergi, fiindcă eu am să merg pe urmele tale. Și cam așa îi. vrăne vrând m-am trezit că am dobândit fără de știre și pe neobservate anumită zestre, fie pe cale genetică, fie pe cale dobândită de la părinți, de la bunici, de la rude, vrând nevrând, crești cu un om o perioadă, un an, 20, 20, 30 și te trezești că fără să-ți dai seama se lipesc de tine anumite atitudini, reacții, comportamente. Deci nu vă spun am, văzut pe pielea mea. Am zis, eu nu sunt așa. Bă, și exact așa eram. Și mi-am dat seama că vrând nevrând noi influențăm într-un mod tacit, fără să observăm. Și tu și zici, bă, dar nu credeam că eu sunt ăsta. Dar ăla ești. Pentru că prietenii sunt cartea noastră de vizită nescrisă. Nu râzează la glumele lor proaste și la bancurile lor hilare și copilărești, nu râzi mâine. Poi mâine vei reacționa exact ca ei. De aceea, Celebra vorbă spunem cu cine te unești ca să spun cine ești. Bunul Dumnezeu să ne ajute să influențăm în, în, în bine, pozitiv, în mediul, în locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Și acum, ca să putem influența pozitiv în generația asta, oricine am fi, copii, tineri, adulți. Primul principiu de care trebuie să ținem cont și îl observ și la fetița aceasta este să avem convingeri sănătoase și solide. Primul principiu convingeri sănătoase și solide. Pentru că dacă n-avem convingeri sănătoase și solide, vreau să vă aduc aminte că oricând putem claca, oricând ne putem schimba și nu putem influența nici de cum în bine pe cei de lângă noi. Diferența între oamenii cu convingeri sănătoase, care rămân echilibrați și care lasă urmă bună în viața lor, și cei care. Să lasă conduși de unul, de altul, de spiritul de turmă, de circunstanțe. E dată de faptul că oamenii ăștia care, care le-a ieșit viața, care au influență pozitivă, secretul a stat în faptul că au avut niște principii de viață solide, niște convingeri sănătoase. Într-o clasă de elevi, nu știu, în ce clasă ești, Andrei? A opta, acum urmează examenele, succes. Cât sunteți voi în clasă? 29. Dintr-o clasă de 29 de elevi, de clasa 8, da? nu toți vor fi olimpici. Nu toți vor reuși în viață. Nu toți vor ajunge să dobândească o profesie respectabilă. Și uimitor ai zice, băi, devină profesorul. Nu, că unii vor reuși. Același prof aceiași profesori, același climat, aceeași biografie, aceeași tematică, același colectiv, același start în viață. Dar nu aceeași destinație. Pentru că vreau să vă spun că între unii și alții, acele convingeri care s-au lipit de sufletul lor și de la care n-au făcut rabat, vor face diferență. Și haideți să observăm cel puțin câteva patru convingeri sănătoase pe care l-am văzut la fetița aceasta. Prima convingere pe care a avut-o ea, că nu-i boală prea grea pentru ca Dumnezeu să nu poată vindeca. Dumnezeu să știți că lepra în vremea de atunci era o boală incurabilă. Și ea a zis, nu-i boală prea grea, chiar dacă ești naaman și se numește lepră, pe care Dumnezeul meu, Iac Verafa, Dumnezeul evreilor de la care tu mai ai luat, să nu poate vindeca. A avut convingerea fermă că dacă îl va trimite pe acest general Naaman în țara lui Israel, Dumnezeu poate vindeca orice boală. Ce convingere măreață de la un copilaj aproape nesemnificativ. Multe lucruri n-a știut, dar a știut Că nu-i boală prea grea pe care Dumnezeu să nu o vindece. Și noi oamenii astăzi maturi care cunoaștem Biblia, care știm povești din Biblie, care am avut experiențe cu Dumnezeu, la prima încercare, la primul torent, la prima suferință, la primul necaz, ne speriem, ne tulburăm și uităm că Dumnezeu poate vindeca orice boală. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne mărească credința și să pună noi această convingere fermă că nu-i boală prea grea pe care Dumnezeu să nu o poată vindeca. Știți, povestea într-o zi un pastor din America că pe vremea comuniștilor exista un document pe care dacă nu l aveai și erai dintr-o altă zonă, dintr-un alt oraș, nu puteai beneficia de, de, serviciile medicale educaționale din orașul respectiv. Și fratele venit din Cluj, s-a mutat la București, de partizan la Pulești ca să facă muncă de pastorație la biserica respectivă pentru o vreme. Și unul din copiii lui pe vremea aceea, la vreo 4-5 anișor, Flavius, s-a îmbolnăvit cumplit știți că au și pocăiții lucruri bune, dar câteodată și altfel. Băgat în seamă și priceputul la toate. Și ce frate, care e problema pruncului dumneata? Ce asta? Și el le a dat un tratament, le-a dat un tratament, le-a dat o pastilă, a făcut o, o, intoxicație medicamentoasă, copilul efectiv a fost distrus. 4-5 zile n-a mâncat nimic, stătea livid într-o stare cumplită. Și vreau să vă spun, dragii mei, că Fratele s-a dus de urgență cu el la spital și cadrele medicale zice: Documentul aveți? Nu zice. Nu zice atunci: afară! Domnule, dar moare copilul! Nu zice unde e legea, nu-i tocmeală. Și l-a dat pe ușă afară pe fratele Gog, împreună cu familia, cu copilul bolnav. Am mers la biserică în seara aceea, a povestea dânsul că a stat pe spin acolo, în, la slujba bisericească, a lăsat o pe soția și pe copii acasă și a sperat din toată inima că Dumnezeu să facă ceva. Când a ajuns acasă, a văzut-o pe soția lui stând în genunchi, cu pruncul în brațe plângând și spune: Copilul de abia mai respiră, cred că va muri. Și atunci, fratele zice: Dă-i o haină mai groasă și hai să-l lăsăm la spital, pentru că pe vremea comunicilor, într-un context în care se propaga curentul ateu, așa o să zică că noi nu suntem de acord cu serviciile medicale și în felul ăsta va muri copilul în casă și vom fi de bas, pe la ziar și peste tot, în media. Și mai bine îl ducem la spital, dacă ei vor să îngrijească de el bine, dacă nu moare acolo, dar să nu moară la noi în casă. Și în momentul în care fratele s-a hotărât să îl ia pe copil, zice că copilul a început să miște buzele. E, în momentul ăla s-a apropiat de urechea lui Flaviu și a zis, păi tati, dacă tu vrei să ne transmiți nouă ceva, noi suntem aici să putem să te ajutăm cu ce putem noi mai bine. Și au zis ce pune întrebarea acest copil de 5 ani. Tati zice, tu ai parfumul lui Isus? Copilul ce numea parfumul lui Isus? Sticluța cu un delem. Vedea că duminica seara, de multe ori, la fratele păstor, veneau oameni să-i facă ungerea cu un delem și să se roage pentru ei. E, în momentul ăla, povestea fratele, că a știut că Dumnezeu îi vorbește printr-un copil de 5 ani. S-a dus la geanta unde avea Biblia, a scos sticluța cu un delem, s-a rugat pentru el și a zis, Păi, lui tati, crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Și a zis, da, tati, printre buze, Bon el E în momentul în care s-a rugat pentru el și a făcut ungerea cu un delem, pe loc a fost vindecat, a sărit drept în picioare și din momentul acela a cerut mâncare și este sănătos și până în ziua de astăzi. Pentru că vreau să vă spun ceva în această zi, dragii mei. Noi trebuie să avem această convingere că nu-i boală prea grea pe care Dumnezeu nu o poate vindeca. O altă convingere sănătoasă pe care a avut-o fetița aceasta, că mai sunt și astăzi oamenii lui Dumnezeu. Și a zis, du-te la omul lui Dumnezeu, la Elisei. Pentru că am observat un soi de spiritual, o depresie generalizată. Domnul zice, azi nu mai sunt oamenii lui Dumnezeu. Azi nu mai lucrează Dumnezeu prin nimeni. Azi nu mai ascultă Dumnezeu pe nimeni. Toți suntem o apă și un pământ și Dumnezeu nu mai lucrează. E, vreau să vă spun că aceasta este o mentalitate bonlavă care paralizează, adică leagă și de mâini și de picioare lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Isus Hristos în Nazaret n-a putut să facă multe minuni, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, din pricina acestui soi de necredință, de scepticism, de dispreț aruncat că Dumnezeu nu mai lucrează. Ba da, Dumnezeu lucrează cu o singură condiție. Să ai convingerea că mai sunt și astăzi oamenii lui Dumnezeu. Aceasta știu fetița asta, multe lucruri n-a știut, dar un lucru a știut, că mai sunt și astăzi oamenii lui Dumnezeu. Dar mă întreb eu în seara asta, fac și eu pe ies un pic din, din zona detaliilor de Biblie și încep, încep să transpun textul la viața noastră. Bă, de unde știa fetița asta că Eliseu e omul lui Dumnezeu? Eu dacă vă aș lua un copil la 10-11 ani și l-aș spune, bă, ce părere ai tu despre Timotei Floarea? Nu știu, am dat un exemplu, oricine altcineva. Oricine, Puneți dumneavoastră numele oricărui păstor sau evanghelist de lumea asta. Tu să știi ce părere va avea un copil de 10 ani? Nu părerea lui, că la 10 ani, la 10 ani el nu poate să aibă niște păreri foarte obiective și corecte. Știi ce păreri va avea copilul? Ce părinți au părinți? Pentru că copilul ce aude la părinți vorbindu-se va crede și va accepta. Și va spune, fratele Timotei este omul lui Dumnezeu, de ce? Că tată și mami acasă îl vorbesc de bine, nu de rău. Și atunci va da credit și slava lui Dumnezeu va coborâ în adunare. De aceea vreau să vă spun în această zi că noi, când am dobândit calitatea de părinți, e atât de important să fim atenți la cuvintele pe care le rostim. Mai ales cuvinte pe care le rostești cu privire la dascălul de la școală sau învățătorul. Liderul de la școala duminicală, pastorii și slujitorii care duc lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Pentru că vreau să vă spun că vorbele noastre, cor fi adevărate sau nu, se vor impregna în mintea copiilor și vrând nevrând ei când vor crește ne vor privi exact cu ochii cuvintelor pe care dumneavoastră le-ați rostit pentru sau împotriva noastră. E corect ce spun eu seara asta. E foarte corect. De aceea, eu aș merge mult mai departe decât fetița asta, care știu că sunt oameni al lui Dumnezeu, dar i-a știut că sunt oameni al lui Dumnezeu pentru că mai sa cu -a, l a vorbit de bine pe Elisei. Dacă m-ați întrebat acum după, după ce m-am plimbat și eu peste tot aproape în toate orașele din țara asta și aproape foarte multe, dacă nu aproape toate orașele din țările din Europa, și mi-a spune și mie o întrebare, bă, cam care e cel mai mare, cea mai mare problemă a mediului evanghelic? Vă spun eu, bârfa. acest soi de bârfă care ne-a ucis cu totul și dacă vreți, a blocat ușa Harului și lucrării lui Dumnezeu în multe biserici. De aceea, vă chem să avem cuvinte de zidire la adresa celor de lângă noi. Și dacă n-avem ceva de bine de spus, să tăcem. Că și tăcerea poate grei mult. Coroborat cu ce spunea fratele Piluș mai devreme. Mă, să știm, să tăcem, că nu avem un cuvânt de bine de spus. De aceea, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, dragii mei, să avem convingeri sănătoase. Noi avem convingerea asta. Fetița asta a avut-o. Ce convingere a mai avut ea? Trei. Ea a știut a treia convingere. Că harul lui Dumnezeu se poate îndura și de păgâni. Că Naaman era din Siria, nu din țara lui Israel. Și a crescut într-o cultură în care se spunea, voi sunteți un popor ales, cu voi are Dumnezeu treabă. Cu păgânii nu, ăștia sunt parte dintre neamuri, ăștia sunt idolatri. Și cu toate astea, fata asta a înțeles ceva mai mult decât litera legii, a înțeles ceva din inima lui Dumnezeu. Și a zis așa, tu dute, chiar dacă nu ești dintre evrei, dintre pocăiți, dintre cei care au o conduită morală, tu dute în țara lui Israel, pentru că eu știu ceva, că Dumnezeu e atât de bun încât se îndură și de păcătoși. Astăzi sunt mulți oameni care animați de un spirit legalist, legist de interpretare, au uitat că Harul lui Dumnezeu poate ierta pe orice păcătos. Mulțumesc frumos! De aceea, dragii mei, vă chem să avem și convingerea asta. Convingerea Că, indiferent cât de jos poate cădea un om, Dumnezeu îl poate ridica. Am observat că atunci când este vorba despre mine sau despre Dumneata, găsim o grămadă de versete care să justifice iertarea noastră. Când este vorba despre alții, cu greu găsim versete care să justifice puterea lui Dumnezeu de a reabilita. Adevărul este acesta. Dumnezeu poate reabilita. Pe orice om, în orice groapă ar fi, că sigur că se pot calcula, că e logic maturitatea, experiențele, povestea cu care a venit, circumstanțele în care s-a aflat, e, toate acestea sunt chestiuni de detaliu. Cum de exemplu și un judecător, în momentul în care uh, evaluează o faptă, să zicem penală, păi, la articolul 74, zice, la individualizarea pedepsei, se ține cont de vârstă, de maturitate, de lumina pe care a avut-o, de aia, de cealaltă. De circunstanțele, de ce a făcut fapta infracțională, de ce a furat. Și de aici pot să se deschidă niște de interpretare foarte largi. Dar orice om are dreptul la iertare și la ridicare. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. Și am mai avut încă o convingere foarte importantă asta, mai ales în dreptul generației tinere, unde râvna e mare, inima e mare și mintea e mai puțină decât la maturitate. Trebuie să admitem asta. Înțelepciunea o vom găsi stând în Scriptură, lipiți de Scriptură. Uitați a patra convingere pe care a avut-o fetiță asta. Pentru ca să fii vindecat în trebuie să te duci la cine trebuie și să asculți de cine trebuie. Nu te trimi la oricine. Te trimi la Elisei, că Elisei e omul lui Dumnezeu și are învățătură sănătoasă. Dragii mei, Astăzi, într-o cultură a amestecului, într-o cultură în care totul se ia așa la pachet, Dumnezeu ne cheamă să avem discernământ. Dragi copii și tineri, într-o cultură în care ni se dă așa într-un amestec totul, Dumnezeu ne cheamă să avem discernământ. Nu putem asculta orice tip de melodie. Nu putem asculta orice mesaje și orice predici. Chiar dacă sunt puse cu titlul că bă, lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să avem discernământ. Într-o lume în care este foarte multă grană stricată și otrăvită, Dumnezeu ne cheamă să putem să avem discernământ și lumină, să nu ne hrănim din lucrurile care dărâmă și din cele care zidesc lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Prin urmare, vreau să vă chem în această zi să avem și această convingere. Fetița asta a știut că nu poate să-L trimită pe un om, oricine ar fi, la oricine. Și că trebuie să-L trimită la un om al lui Dumnezeu care își trăiește viața și are învățătura sănătoasă. Pentru că numai așa lucrează Dumnezeu. Nu lucrarea lui Dumnezeu nu peste tot. Nu prezența lui Dumnezeu nu peste tot. S-ar putea unii ori să sesizăm acest spirit care a început să intre și prin adunări. Striga odată un păstor român plecat de vreo 35 de ani în America. Ce bă, oameni buni, când am ajuns eu acolo, zicea el, i-am iubit pe oamenii ăștia. Extraordinar, devotați, iubitori ai Scripturii, plini de pasiune, în învățătura sănătoasă, în curăție de inimă. Dar au trecut ani, zice. Și ușor, ușor au cedat. Asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat. Asta nu și s-a ajuns foarte departe. Și dacă închidem ochii la fiecare dintre toate aceste trenduri, să nu ne mirăm că într-o zi vom ajunge prea departe și slava lui Dumnezeu nu va mai coborî în adunare. Vă chem în această zi să avem discernământ și să avem convingerea că Dumnezeu nu lucrează oriunde, că nu oricine pronunță numele lui Dumnezeu înseamnă că îi omul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, că cine rostește numele Lui Dumnezeu trebuie să depărteze de fără de lege, să lupte, să trăiască după învățătura sănătoasă, pentru că m-a întrebat odată cineva, zice, frate Timotei, și vreau așa, doar poate ca o paranteză a predicii mele, zice, cum știu, el venea dintr-o altă tradiție, cum știu că biserica în care mă duc e biserica lui Dumnezeu? El era din tradiția răsăriteană, ortodoxă. Și am spus așa. Trebuie să ții cont de câteva lucruri. Unu. Biserica în care tu te duci predică Biblia în mod integral, în sensul în care acceptă tot planul lui Dumnezeu de mântuire, este primul filtru de verificare a alegerii mele. Păi zice el, nu! Mai mult din tradiție, mai mult... Știți cum se întâmplă în contextul ăla. Și zic eu, nu trebuie să-ți dau răspunsul. Tu îți dai răspunsul după filtrele pe care eu ți le dau. Dacă în biserica aceea nu se predică cuvântul lui Dumnezeu, acceptând se tot planul lui Dumnezeu de mântuire, înseamnă că nu e lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu și mesajul de care se rostește de la Amvon, mesajul din cântările care se cântă, reprezintă grana pentru sufletul nostru. Și eu dacă, de exemplu, mănânc crană junk food, cum o numesc englezii, nu știu, nesănătoasă, cam așa, să nu mă mir că la 30 de ani mă îmbolnăvesc de colesterol, de diabet, complicații. De ce? Pentru că eu mănânc mâncare nesănătoasă. La fel se întâmplă și în dimensiunea spirituală. Te îmbolnăvește azi, că dracu mai hoț ca matale. Că eu dacă, de exemplu, mănânc, nu știu ce să mănânc, și-a urmă azi, mâine și poi mâine și două luni la rând, sau cunosc povestea unui tânăr care a mâncat KFC vreo un an, doi, trei și a fost în regulă. Bă, dar după doi, trei ani de KFC în fiecare zi, s-au născut acolo boli, afecțiuni și toată viața din momentul acela nu s-a mai putut atinge de lucruri picante, de usturoi, de una, de alta. De ce? Pentru că nu grana aia stricată și nesănătoasă, nu te afectează o zi, nici două, poate că nici un an, poate că nici doi, dar ascultă m am vorbit o dată cu un păstor uh, uh, foarte, foarte uh, uh, bun predicator, om al lui Dumnezeu și mi-a zis așa, Timotei am observat că, zicea el, cam din 5 în 5 ani mi s-a schimbat și mie stilul de predică, dar și comportamentul oamenilor din adunare. Fie au mai crescut spiritual, fie au mai scăzut spiritual. De aceea Dumnezeu să ne ajute să creștem tot mai mult. Și să observați dumneavoastră acest trend, cam din 5 în 5 ani apare, dragii mei, dacă vreți, o progresie spirituală sau o regresie spirituală. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea puterea de a filtra. Domne, ce fel de grană primesc eu? Fetița asta a avut atâta înțelepciune să zică, eu te trimit la un om care are învățătura sănătoasă. E Elisei, omul lui Dumnezeu, care nu face rabat de la principiile lui Dumnezeu. Deci ăsta ar fi primul reper pe care eu îl spun. Dacă, cum i-am spus și acestui tânăr de m-a întrebat, du-te și verifică dacă se predică adevărul lui Dumnezeu în termenii planului întreg de mântuirea lui Dumnezeu. Dacă ți se oferă grană, e locul bun. E lucrarea lui Dumnezeu. Un al doilea reper pe care eu l-am dat și anume, dacă se tolerează, fiți atenți, complet, comun și continuu păcatul în adunare, e semn că nu mai e lucrarea lui Dumnezeu. Deci tolerarea completă, comună, continuă a păcatului, e semn că nu mai e lucrarea lui Dumnezeu. De greșit se poate greși. Noi ca slujitori putem să luăm unele decizii greșite. Dar dacă oamenii predică și luptă să trăiască împotriva păcatului, e semn că e biserica în care, biserica în care poți crește spiritual. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prin urmare, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute. Când biserica devine o peșteră de tâlhar, e mult ai locul să o schimbi. Când nu se mai ia măsuri cu păcatul, când oamenii trăiesc în curvi și în preacurvii, și se tolerează și se dă cina. Când oamenii trăiesc în beții și în fapte de rușine, în alcool și într-o viață murdară și se tolerează păcatul, e semn, dragii mei, că ușor, ușor clădirea, locul, biserica, adunarea respectivă devine o peșteră de tâlhar. Și într-o peșteră cei, Îi fric, îi întuneric. E o viață în care n-ai vrea să trăiești. De aceea, mă rog din toată inima ca noi și generația aceasta care se ridică acum, să aibă convingeri sănătoase. Îmi doresc să facem diferența între muzică creștină de calitate și muzica pe semne creștină, dar care, ușor-ușor, ne îndepărtează de la adevărul Scripturii. Îmi doresc din toată inima să facem diferența între o învățătură sănătoasă și oameni care se pretind a fi slujitorii lui Dumnezeu, dar vor să-și dezvolte un cult al personalității și ușor, ușor se abat de la adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea lumină și discernământ. Vrei să ai fi o influență pozitivă în generația ta? Ai convingeri sănătoase. Când avem aceste convingeri, convingerile acestea nu ne vor da paci. Și vreau acum, ca să ilustrez ideea asta și să merg la al doilea punct, când ai convingeri sănătoase, nu-i garanția absolută că vei avea și trăire sănătoasă. Dar dacă n-ai convingeri sănătoase, niciodată nu vei avea o trăire sănătoasă. Dar, dacă vreți, ca să facem așa o axiomă, o logică, convingerile sănătoase sunt necesare pentru o trăire sănătoasă, dar nu sunt suficiente. Pentru că convingerile trebuie transpuse în fapte practice. Prin urmare, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că. Primul lucru de la care aș începe, pentru un copil, pentru un tânăr, pentru un adult, este să aibă linii de demarcații, convingeri, repere sănătoase. Când le ai, s-ar putea ca nu întotdeauna să reușești să le împlinești. Uneori s-ar putea să clachezi. Dar pentru că sunt convingeri la care tu, ca om, ai ajuns cu analiza, cu observația, cu experiența ta, până la momentul acesta, cu trecerea timpului tu te vei ridica la înălțimea convingerilor tale. Bă, am eșuat azi, de eu știu unde trebuie să ajung, acolo. Deci, celebra cântare din arfă, de mult mă lupt să ajung mai sus spre ținta pusă de Isus, dar tot mereu greșel mă înving și zic, bă, am ajuns la țintă, la standardul la care am dorit până mai ieri. Zice, și când mă lupt să ajung mai sus și ce constat? Că n-am ajuns, că Domnul îi cu mult mai sus. Dar nu renunț la convingerile mele niciodată. Bă, n-am ajuns astăzi, dar mâine poate că voi ajunge. Și se va întâmpla un mecanism psio emoțional. În momentul în care eu am convingeri sănătoase și știu că acolo trebuie să ajung cu trăirea mea, când faptele mele intră în conflict cu convingerile mele, se creează conflictul interior în mine și mă ceartă conștiința, zbiară în mine conștiința, sufletul îmi spune, nu-i bine ceea ce faci, pentru numele lui Dumnezeu, schimbă-te, transformă-te, eliberează-te. Și în momentul acela. Tu nu poți trăi în acest permanent conflict până la nesfârșit. Și la un moment dat, convingerile te vor lua așa de mâini, permiteți metafora, și te vor ridica din groapa în care ai ajuns. Și vei ajunge acolo unde trebuie. Dar totul pornește de la convingeri sănătoase. Poți fi o influență pozitivă când vei avea convingeri sănătoase. De aceea, chem azi biserica, chem familiile care s-au căsătorit și care urmează să se căsătorească, să aibă convingeri sănătoase. Și nu mă vă dau câteva exemple de convingeri sănătoase pe care le am eu. Și poate că dumneavoastră le veți putea primi sau nu. Dar în subiective, nu mi-aș eru părerea, Da trebuie să-mi o dau. Câteva convingeri sănătoase, citirea regulată a Bibliei. Câteva convingeri sănătoase, cel puțin două, trei rugăciuni pe zi. Dimineața când mă trezesc, la amiază, seara când mă pun cu capul pe pernă. Câteva convingeri sănătoase, să fiu un om disciplinat și de fiecare dată să-mi pun partea mea de luptărnicie și de lucrarea Lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Să nu fac răba de la asta. Câteva convingeri sănătoase. Când mă ține Dumnezeu în viață, respira, plămân, mă mișc și nu-s bolnav, să pot ajunge de fiecare dată la biserică. Câteva convingeri sănătoase. Bă, dacă nu pot să fac un bine, să nu fac niciodată un rău. Să fac bine cât pot, dar dacă nu pot să nu fac rău la nimeni niciodată. Deci iertați-mă. Eu nu pot, nu pot înțelege mentalitatea acestor oameni care, nu accidental, premeditat, conștient, voluntar, pregătesc scenarii, poartă sâmbete, vorbesc de rău, tendențios, exagerat, caută să facă rău altora, caută să, să facă rău familiilor, bisericilor, lucrărilor lui Dumnezeu. Oamenii ăștia, ori au murit de mult spiritual, ori nu s-au născut niciodată din nou. Deci eu nu pot, imaginați-vă, în toată sala asta. Eu acum să mă gândesc și eu pe soara Leana. Am dat un exemplu, sper că n-am nimerit vreun nume. Și eu mă gândesc, bă, dar soara Leana e cam ciudată, așa. Că așa nu sunt eu compatibil cu ea. Și mă gândesc să-i fac un rău. Ce om aș fi eu să mă gândesc premeditat? Să fac un rău unui om? Ce inimă trebuie să am eu? Înseamnă că eu niciodată nu m-am întâlnit cu Dumnezeu. De aceea, dragii mei, dacă noi avem apucături și gândim premeditat să facem rău cuiva, e semn că noi ori am murit spiritual, ori nu ne-am născut niciodată din nou. Mă rog ca Dumnezeu să vindece inima noastră și să ne facă oameni buni, să putem face bine celor de lângă noi. Asta sunt convingeri sănătoase. Când ai convingerele astea, convingerea că mai important decât orice în lumea asta e mântuirea sufletului tău și a casei tale. Mai avem convingerea asta. Păi dacă avem convingerea asta că mai important decât diplome, deci că școli, decât facultăți, decât mașini, decât bani, decât orice din lumea asta, decât imaginea mea chiar. Dacă avem convingerea că e mai importantă mântuirea mea, atunci eu orice fac filtrez prin acest filtru al mântuirii mele și a casei mele. Și când sunt pus în situația în care să am bani mai mulți ca să mint, să -mi bani mai puțin, dar să fiu curat și să nu intru în conflict cu mântuirea mea, eu voi alege bani mai puțin, dar să trăiesc în mântuirea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. De aceea, asta înseamnă convingeri sănătoase. Dacă nu le ai, să nu te miri că de fiecare dată caz la fiecare capcană. Mi-a spus astăzi cineva, e ziua copilului, o să mă duc cu familia prin par. Bă, nu-i rău. Dar când? De la 6 la 8. Nu, taman, diavolul ți-a făcut program. De aceea, dragii mei, cred că cel mai bun mod de a avea o sărbătoare a copilului este chem la biserică, să audă o predică de felul ăsta să aibă de mici convingeri sănătoase. Pentru că se întâmplă de multe ori contrariu, pentru că nu sunt convingeri sănătoase. Și asta a fost și secretul meu. Să nu ne îndepărtăm de Dumnezeu și să rămânem totuși pe calea credinței. L-am iubit pe Dumnezeu de mic copil. Și refuzam ispitele care veneau, fie la facultate, fie oriunde, pentru că știam că mântuirea e mai presus decât orice. De aceea, Dumnezeu să dea convingeri sănătoase. Dacă nu, domne nu mai contează nimic. Flirtul, ați vorbesc cu una, bine cu cealaltă, poi mine la 100, după aceea că vin la adunare, că nu vin, că învăț, că nu învăț, bă, și la locul de muncă, la școală, trebuie să-ți faci treaba acolo unde ești. Voi reveni asupra ideii astea mai târziu. Bun, merg mai departe. Cum pot avea o influență pozitivă în generația mea? În al doilea rând, am nevoie, dragii mei, de capacitatea de a confrunta durerile, oricât de mari sunt. Asta este a doua lecție pe care o învăț de la fata asta. Ar fi putut să plângă și să zică, haideți să vă spun câte motive să se plângă ar fi avut ea. Ca să nu ziceți că ea avea viață mai ușoară ca dumneavoastră. Pe unul, ar fi putut să se plângă că nu mai e cu părinți, că i s-a stricat viitorul, că este într-o țară străină, nu cunoaște limba, nu știe cultura, că locuiește într-o cultură păgână, idolatră, în care Naaman e lepre, e păcat mult acolo, că nu mai continui. Și ar fi avut suficient de motive să plângă, dar ea cu toate acestea, fiind în Siria, a învățat limba lor și în fiecare zi a ales să trăiască, dovedind că este un om al lui Dumnezeu chiar acolo, într-o casă străină, cu niște oameni care i-au făcut rău ei. Asta înseamnă să ai capacitatea de a-ți confrunta durerile tale pentru că trăim o vreme în care prea rău ne victimizăm și prea repede ne plângem de orice. Și fetița asta a avut puterea să înfrunte toate acestea și de dimineața a doua zi când se trezea dipat pat, să poată să pornească cu dorință de muncă, să spele, să șteargă praful, să facă curat, să dovedească integritatea la locul de muncă. De aceea, cum pot fi o influență pozitivă în generația mea? Învață să-ți confrunți durerea. Este al doilea secret. Știți un american își cumpărase un teren. Și cineva i-a spus, bă, acolo sunt resurse de petrol foarte puternice. Și a cumpărat terenul, a săpat 10, 20, 25 de metri, nimic. A vândut terenul chiar la un preț mai mic decât de superare. Și l-a cumpărat unul care auzise și el câte ceva. Și a mai săpat vreo 5 metri. Și a devenit unul dintre mai bogați oameni din lume. Pentru că a mai săpat încă 5 metri. Pentru că vreau să vă spun ceva, secretul între unii și alții e dat de faptul că omul lui Dumnezeu are puterea de a-și confrunta durerile. Restul, la fiecare durere, se pleacă la pământ. Nu mai vreau să fac nimic pentru Dumnezeu. De aceea Dumnezeu se uită foarte mult la treaba asta. Și noi avem rănile noastre. Și noi avem întrebările noastre. Și noi avem amărăciunea noastră. Dar cu toate acestea, alegem să mergem înainte. Secretul este să știi să lupți împotriva torentului de dureri, de resentimente, de amărăciune, care vor să te culce la pământ. Știi ce vrea diavolul să ne facă? Să fim cu toții căzuți la pământ, piperniciți, plângând de de milă în fiecare zi. Știți povestea cu Santele Macus? Păi, când erau era lupta între gladiatori în primele patru secole, în, în 1 ianuarie 404 pe Hristos, Sfântul Santelmacus, în timp ce toți erau în tribuna de la Coloseumul de la Roma și veneau bărbații sclavi și omorau, unul și puti la cap, gura și râdeau și vedeau că vorba lui Nero, voiau să vadă oamenii pâine și circ, distracție, sânge, omorâți pe acolo. Și am ajuns ca în dimensiunea spirituală să vrem să vedem exact așa. Că mai căzut încă un lider, că și el s-a -a dat peste cap, că și familia aia s-a distrus, că și el e acolo și pe dincolo. Și ne grănim din asta. Și Sfântul ăsta a ieșit din tribună și a zis pentru numele Lui Dumnezeu, opriți-vă că voi faceți o lucrare dezonorantă împotriva Lui Dumnezeu. Și știi ce a zis mulțimea? Nu-i opriți! Omorâți-l cu pietre! Vrem să vedem sânge! Vrem spectacol! Și l au omorât pe Santele Macus cu pietre. Și atunci împăratul romanul Honori s-a dat un decret prin care a zis să fie eliminată lupta între gladiatori. Dar pentru că să se întâmple asta, cineva a trebuit să fie de sacrificiu și să moară. Pentru că vreau să vă spun ceva în această zi. Și dumneata și eu avem suficiente motive să ne resemnăm. Și fetița asta avea suficiente motive să se resemneze. Dar ea a zis, prefer să-mi lupt împotriva durerilor mele și să iau din nou puterea, să strâng din dinți dacă e nevoie, să fac lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat. De aceea vreau să spun ceva. Nimeni nu-ți plânge de milă. Omenește vorbind. În biserica lui Dumnezeu și familia lui Dumnezeu trebuie să fim empatici unii cu alții. Ceasul nu se oprește în loc pentru rana ta. Să știți că cimitirul e plin de oameni fără de care nu s-a putut Așa au crezut și ei. Și cimitirul e plin de oameni fără de care nu s-a putut. Nu se poate fără mine în cântare, în predicare, în administrare, în aia. Că eu sunt secret, eu sunt soluția. Nu e așa. Lucrarea lui Dumnezeu nu stă într-un om. Nu mă pun eu Timotei floarea la dispoziția lui Dumnezeu. Va ridica Dumnezeu pe alții. Dar vai de mine că eu nu fac lucrarea la care Dumnezeu m-a pus. Că nu sunt în locul în care Dumnezeu m-a chemat. Că nu sunt în voia celui ce m-a înscris la oaste. Glorifica să fie numele Domnului. De aceea vă chem în această seară. Să cerem de la Dumnezeu puterea să confruntăm toate durerile. Aveți o grămadă de dureri în familie, la locul de muncă, nimeni, are, nimeni nu mai are răbdare cu nimeni. Dar nu înseamnă să te lași blocat în resemnarea ta. Înseamnă să ștești lacrima din ochi, să ștești sudoarea de pe frunte, să sufleci din nou mânecile, să spui voi merge din nou la treabă, mă voi ruga din nou, voi posti din nou, voi cânta din nou, voi citi din nou Biblia, voi veni din nou la biserică și voi rămâne un om al lui Dumnezeu până la capăt. Dumnezeu să ne ajute! Numai așa poți să influență pozitivă în generația ta. Poți scrie istorie dumneata ca o femeie luptătoare care a murit ca o eroină pe câmpul de bătălie sau ca un laș trădând și plecând și dezertând din lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Vă chem să stăm în crăpătura stânci. Biserica lui Dumnezeu spune cântarea cântărilor stă în crăpătura stânci. Știți ce e acolo? Îți valuri puternice. Sfânturi puternice, dar cu toate astea, știți ce zice mireasa Domnului. Stânca mea e Hristos. Lui rămân veșnic credincios. Prin furtun și orice greu, Lui mă închin glorificat să fie numele Lui în veci. Știu că ai suficiente motive. Aveți suficiente motive să nu vin seara asta la biserică. Aveți suficiente motive să nu te mai ridici din pat. Poate că ai boli în trup. Poate că ai dezamăgini în suflet. Poate chiar în momentul ăsta, poate ai o stare de apăsare fizică. Și diavolul spune, bă, nu mai merită. Pentru că te chinuie, te-ai trutit, ăla nu recunoaște, ăla îți dă peste nas. Boala te chinuie, nimeni nu are ochi pentru tine, ascultă-mă. Dumnezeu are ochi pentru dumneata. Dumnezeu răsplătește dragostea, efortul, puterea noastră de a nu ne lăsa blocați în durere. Marțea trecută, Duhul Sfânt a venit la mine și n-am spus nimănui decât suție mele. Și așa a zis Dumnezeu Sfânt, ți cu tremurat temeliile sufletului într-o noapte. Și nimeni n-a știut decât soției mele. Și am spus așa, oare merită să mai fac lucrarea asta? Oare merită să mai alerg atât de mult pentru Dumnezeu? A fost pentru prima dată când mi-am pus niște întrebări dacă mai merită drumul ăsta. Și Duhul Sfânt a venit și mi-a spus merită. Și n-a spus nici măcar soției mele, acum vă spun dumneavoastră. În ziua de vineri am cazat undeva în Belgia, după ce am slujit la o seară de evangelizare și Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Și a ce să aminte, a spus că diavolul va veni să prezinte la mine ca să-mi ia puterea de a mai sluji. În noaptea aceea, fiind cazat la o familie de credincioși, pe la patru dimineața, nu știu dacă dormeam sau dacă eram trează, eram într-o stare din asta în care n-am putut să-mi dau seama. Patul cu mine s-a cutremurat cu totul, am crezut că e cu tremur. Și pur și simplu săream din pat, așa, probabil un minut a durat. M-am uitat, m-am trezit din starea aia, din vis și, și am zis, bă, dar cu tremur sau ce -i? Și mi-am adus aminte în visul meu de descoperire și am spus, știu satană că ai venit să mă sperii, dar chem sângele lui Dumnezeu peste mine și din momentul acela s-a liniștit și am adormit liniștit. Nu mi s-a întâmplat asta niciodată nu sunt un om care să îmi imaginez, care sunt scenarii, nu sunt un om rațional și un om care crede în puterea lui Dumnezeu. Dar pur și simplu, un minut, uite așa s-a cutremurat patul cu mine și pe șira, și spinări, uite așa se a uh, carnea pe mine. Și în momentul acela mi-am dat seama că diavolul a vrut să mă sperie. Și m-am dus în săptămâna aceea că uh, sâmbătă și duminică am mai avut alte programe de slujire evanghelistică și Dumnezeu a lucrat și alte suflete s-au întors la Domnul. Și știu că lupta e grea, dar mai știu un lucru. Că noi nu trebuie să ne lăsăm și și semnați în durere, pentru că cel ce este cu noi este Dumnezeu. Și nu pot trăi altfel. Dumneata, trebuie să spui asta inimii tale. Eu nu-mi visez viața altfel decât să cânt, chiar dacă am lacrimi pe obraz, decât să predic, chiar dacă voi muri, chiar dacă va trebui să mor în avion sau în mașină, într-un accident, poate abandonat, trădat, vorbit de rău. Voi rămâne omului Dumnezeu până la capăt. Și voi face lucrarea lui până la capăt. O, dăm puterea asta, Doamne! Asta, asta înseamnă să poți fi influență pozitivă în generația ta. Să lupți împotriva tuturor durerilor din viața ta. Și să spui durerii, durere, știu că mă doare. N-am chef să mai predic. N-am chef să mai fac mii de kilometri în lucrarea Domnului, da? Un lucru știu, că nu voi asculta de tine, că nu voi rămâne blocat în resemnare, că nu voi ceda, că nu voi renunța, că asta vrea să facă diavolul în fiecare zi. Când vine aici un tânăr sau o tânără, o sără sau un frate, să cânte la acest microfon diavolul este plin de, 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 de durere și de dezamăgire care vrea să ne vadă pe toți, culcați la pământ. Dar tu continuă să cânți ca o privighetoare a cerului și negreșit izbăvirea va veni. Diavolul nu se bucură să mă vadă pe mine că urla în von. Ar prefera să mă vadă că stau pe scaun și să zic tuturora, nu vreau să cânt, nu vreau să predic. De ce? Am și eu durerile mele. Dar eu când m-am întâlnit cu prea Dumnezeu, mi-a spus, tu uită de durerile tale, că le am și eu pale mele. Și când tu vei lupta pentru durerile altora în lucrarea mea, și de durerile tale mă voi îngriji eu, Domnul. Asta nu înțelegeți mulți, dar asta unii arătați cu degetul pe alții. Secretul e că unii s-au pus în lucrarea lui Dumnezeu și vi este Domnul că îi binecuvintează. Vi este Domnul că le deschide uși de binecuvântare. Vi este Domnul că le poartă de grijă. Ca să înțelegeți odată pentru totdeauna că cine se pune în slujba Domnului, că cine aleargă pentru lucrarea Domnului, Dumnezeu se ridică de petrolul de comandă și spune și eu îl voi binecuvânta și eu îi voi proteja și eu voi lucra pentru cauza lor nu e alt secret, secretul este acesta luptați, confruntați-vă durerile și rămâneți în misiunea în care Dumnezeu v-a chemat, asta îmi doresc și asta să ne dea Dumnezeu puterea și capacitatea de a rămâne lângă El până la capăt și înainte să cântăm o cântare, dragii mei vreau să vă spun ultimul lucru fetița asta a fost o fetiță care a influențat pozitiv în generația ei. Nu doar pentru că a avut convingeri sănătoase și solide, nu doar pentru că a avut capacitatea de a-și confrunta durerea ei. Trei, a dovedit un caracter integru. Cel puțin trei trăsături. Probitate la locul de muncă. Cred cu tărie că ea nascundea mizeria sub covor și făcea curat ca la un străin, dar cum trebuie. Pentru că atunci când nu mai știi ce să faci, fă lucrurile mici obișnuite ale vieții. Și lucrurile vor, se vor vindeca. Peste cinci ani s-ar putea durerea asta să nu mai conteze. Peste cinci ani valul și tulburarea prin care ai trecut s-ar putea să o vezi cu alți ochi, că Dumnezeu te-a modelat, te-a format, te-a prelucrat. De deci, te rog, nu, nu, nu te bloca, nu, nu renunța, nu lua decizii în pripă. Nu lua decizii sub imperii emoțiilor. Pentru că de aici diavolul și-a bătut joc și-a creat scenarii, cioburi, frânturi, o grămadă familii falimentare. Secretul este să nu te grăbești atunci și să-ți testezi de fiecare dată caracterul. Doamne, de ce fac ceea ce fac? Mereu du-te la rădăcina acestui, acestui, principiu, caracterul tău și verifică-te că ei decizii dintr-un caracter integru. Să ai probitate la locul de muncă. Credincioșie față de stăpân stăpân păgân, dar față de care a fost respectuos. Și a zis, asta e viața, aici m-a adus viața, fac curat, nu las mizerie în urma mea, mă ridic de la masă, iau vasele, le pun în chiuvetă, fac ceea ce trebuie, numai ca să fie bine. Pentru că sunt lucruri care țin de tine și sunt lucruri care țin de mine. Tot în zona caracterului ei a mai dovedit spirit de, de, pace, pacifism. Nu se răzbună pe Naaman, deși treia pe vremea legii talionului. Legea talionului spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar uitați-vă că atunci când a văzut că Naman a venit cu boala de lepră și a lăsat haina în garderobă cu epolesc cu grade mari pe umăr, că în mijlocul mulțimii zâmbia frumos, bă, cum ești, Naman, ești bine, ești ok? Că așa facem și noi de o grămadă de ori, fiindcă am fost drăniți și simt de multe ori momentele în care să mă închid, bă, să nu mai stau de vorbă cu nimeni. O lume extrem de duplicitară, o lume extrem de, de rea, că te înregistrează și te trimite pe la alți. Ce părere ai tu, frate Timotei? Și se dă cu minte, languros, siropos, bine intenționat. Ce părere ai tu despre ăla? Și eu spun că sunt un om de cuvință și exprim obiectiv niște lucruri. Și apoi mă, mă sună și îmi zice, mai vorbit de rău pe la ăla. O lume de trădători, o lume în care aș prefera să stau închis în casă și să fug de mulțime și să fug de oameni pentru că oricând ar fi în stare să te lovească, să te calce pe bătătură. În această lume rea, Dumnezeu ne spune nouă, dragii mei, să căutăm pacea la care Dumnezeu ne-a chemat. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care, zice autorul epistolei către evrei, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. În această vreme, când ea putea să zică, o, oh, slăvit să fie Domnul, Că uite, l-am văzut pe Naman, în sfârșit l-am văzut odată trântit la pământ. Cum ne-ar vrea să ne vadă? Nu zice, la ajuns, Doamne, zice. L-a trântit diavolul, să arunce cu pietre noi. Și ascultați-mă, când l-a văzut pe Naaman cu lepră, fetița asta, fetița asta care a fost bajocorită, fetița asta care a fost luată de la sânul părinților, fetița asta care era o fetiță imatură ca vârstă biologică, dar de o maturitate spirituală extraordinară. Auziți și zice? Of! Și în această interjecție durerea unei fete a cărui stăpân traversează durerea și lepra nu s-a răzbunat. Ea din potrivă a dat soluții. Că cine vrea să facă ceva va găsi mereu o soluție, cine nu va găsi mereu o scuză. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai păcii. Când ești omul păcii, vei găsi soluții întotdeauna. Nu e bine acum, dar va fi mai bine mâine. Și uitați-vă la acest spirit de pace pe care îl transmite fetița asta. Și nu se răzbună pe Naaman. Eu în seara asta trebuie să mă fac mic în fața acestei inimi de fetiți. Care nu s-a răzbunat. Dacă erai dumneata, fi sincer cu mine în seara asta. Sau cu Duhul dumneata. Nu e așa că am fi zis. Face Dumnezeu dreptate. Păi n-a văzut durerea că m-a luat de la mama și de la tată. Uite acum mi-a dat lepră. Să moară, zice! Și mă rând cu popa, cu preoții, cu pomenile, să moară mai repede. Și mă duc și eu pun acolo o coroană de flori și în gândul meu slăvit să fie domnul că m-a scăpat de dușman. Și amu, o să plec înapoi în țara lui Israel, la mama și la tată. Dar uitați-vă că fetița asta n-a zis așa. Ce inimă să ai? Ea n-avea Duhul Sfânt. Ea nu trea în legea dimensiunii Harului în care spune faceți bine celor ce vă fac răul. Rugați-vă pentru vrăjmași, ba, chiar iubiți Ce inimă trebuie să fie avut? Vreți să învățăm de la o copilă de 12 ani, în data de 1 iunie, că Dumnezeu ne cheamă la pace și nu la răzbunare. Și mai văd caracter la femeia asta, la fetița asta, nu doar probitate la locul de muncă, nu doar spirit de pace, nu se răzbună, mai văd politețe. O, oh, dacă ar ști, Domnul meu. Nu-l numește tiranul meu. îl numește Domnul meu. Și nu uită de unde a plecat. Și aduce aminte cu, cu bucurie, cu entuziasm de țara lui Israel. Și o vorbește de bine, nu o denigrează. Cum se întâmplă să plece românii din țară și după trei luni, nu capi și zici. S-a dus și el trei luni în Italia și nu mai înțelege limba română bine. Și zice, Știi cum să românii, zic? Pe câți am auzit eu prin, prin, avion? Câte povești vă pot spune ce aud eu prin avion? Zice, a venit odată unul și s au îmbulzit acolo oamenii, știți cum trebuie să cobor din avion, toți se îmbulzesc. Și unul pe altul să-și scoată gențile. și zice unul, numai românii ăștia stă așa. El venise, nu știu, de priceță, cred că din Irlanda venea, și numai românii stă așa. El era și el român. Dar cumplit, pentru că eu am venit și cu irlandezi și exact așa lucrează și ei. Și am venit și cu englezi, cu toate națiunile. Și exact așa se întâmplă. Dar numai să vorbească de râme, să arate cu degetul. Pentru că uităm țara care ne-a crescut. E țara mamei tale și a tatălui tău. E țara bunicilor tăi. E țara unde poate mulți bani n-ai avut, dar ai avut valori creștine, principii, etice. Pentru că țara asta a avut la bază credința în Dumnezeu. E de ajuns numai să vă spun despre Constantin Brăcoveanu. El și patru prunci, ca să nu se vândă musulmanilor și a pus gâtul la tăitor și au murit ca martiri pentru Domnul. Și avem o țară bogată, spirituală, pentru că am avut valori creștine. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea să le ținem până la capăt și să nu lăsăm Occidentul și mișcarea neomarxist progresistă să ne fure valorile lui Dumnezeu din sufletul nostru. Să nu uiți țara din care ai plecat. Să nu uiți familia din care ai plecat. Să nu-ți vorbești de rău mama și tata. Să nu-ți vorbești de rău biserica din care ai plecat, care te-a crănit, care ți-a dat pâine, cântare, predici, ani de zile. lucruri care țin de bun simți. Să nu ovaționezi pe familia altuia în detrimentul familiei tale. Să poți să fii cistit și recunoscător că Dumnezeu ți-a purtat de grijă și tot ce ești astăzi e rezultatul tuturor acestor evenimente care au lucrat la devenirea ta ca om. Haideți pe picioare! Dumnezeu vrea să fim o influență bună în generația noastră multă vreme nu ne-a mai rămas prieteni, frați și surori. Trăim apusul istoriei acestei lumi. Și Dumnezeu ne cheamă să putem fi noi astăzi lumina lui Hristos și un indicator către împărăția lui Dumnezeu. De pe scena istoriei, Sfântul Apostol Pavel a plecat. Fetița aceasta s-a dus. Mâine, poi mâine, peste zeci de ani de zile, mă voi duce și eu, te vei duce și dumneata. Într-o zi noi amândoi vom deveni istorie. E important ce urme lăsăm în spatele nostru. E important cum ne pregătim viitorul. Înțelept este acela care se va gândi la viitor. Ai un suflet. Într-o zi noi amândoi vom muri. Dumnezeu ne cheamă să fim o influență bună. Într-o zi, credem, mă nu va mai conta ce adidas și ai purtat în, în picioare. Cine a avut dreptate? Ce haine ai avut pe tine? Unde ți-ai pus capul? Ce casă ai avut? Ce mașină te-a parcat la biserică? Nu contează câți bani vei avea în portofel, nu contează câte diplome ai adunat, câți prieteni ai avut, Cine a fost cu tine sau împotriva ta? Contează dacă a fost Dumnezeu cu tine. Contează dacă ai lăsat urme bune în viața ta. Contează dacă ai murit ca om al lui Dumnezeu și te duci acolo în raiul lui Dumnezeu, la locul de odihnă. Haideți în seara asta să cântăm. Și uitându-ne, dragii mei, această poveste biblică despre fiul lui Eli și Samuel, două categorii de oameni care au trăit în aceeași vreme, cu același ispite, cu același forme de păcat. fiul lui Eli au pângărit altarul lui Dumnezeu trăind în lăcomie, în curvie și în fapte de rușine. Iar Samuel, crescând în același context, în aceeași familie, în același ispite, a ales să trăiască altfel, fiind o influență pozitivă în generația lui. Și înainte să plece din lumea asta a zis, ziceți voi dacă am nedreptățit pe cineva. Ce necrolog impresionant, ce poveste de viață uimitoare. Un om care s-a luptat să trăiască într-o dreptate și nepricănire, într-o iubire de semen și de Dumnezeu. De aceea vreau acum, tânăr și tânără, domn și doamnă, copil, bărbați și femei, frați și surori, să luăm un angajament și să spunem, da, Doamne, indiferent de vremuri, indiferent de cum se vor strica alții, noi vrem să rămânem curați. Noi vrem să ne ducem misiunea până la capăt și să murim ca erou pe câmpul de bătălie, să nu dăm înapoi niciun pas. Ca șama, care dacă un ogor de linte mai e de apărat, îl vom apăra și vom lupta în spiritul vitejiei, pentru că Tu ești înaintea noastră și ne-ai pregătit un drum. Tu ai biruit și pe noi ne vrei mai mult decât biruitori. Și da, să știți că în biserica asta, că în lumea asta, că oriunde am fi, doar fi fii ai lui Eli care s-au lepădat, care s-au îndepărtat, care au stricat, drumul credinței creștine, mereu Dumnezeu va ridica un Samuel care va lupta să trăiască într-o nepricănire să fie un Samuel, să fie Dumneata un Samuel.